Bun, intrați în lupta pentru conducerea Consiliului Județean. Ați spus mai devreme că sunteți un soldat. Spuneți-ne, vă rog, cum ce vreți să transmiteți locuitorilor din Constanța și cum veți intra în această luptă? În primul rând, sunt în luptă din anii 2000, să știți. Și știți foarte bine că sunt singura persoană care am vorbit întotdeauna un pic diferit de tot ceilalți. Îmi doresc să Constanțenii se simte altceva și să nu să ne concurăm încât să fie cel mai frumos oraș cu mare succes și în special pentru că oraș care are două lucruri care nu are alt oraș. Aici e vorba de porci turism, dar degeaba avem, asta e un lucru foarte clar, degeaba avem foarte multe lucruri frumoase, avem un potențial, dacă nu avem oameni care să conducă acest lucru. Așa cum știți foarte bine, niciodată n-am pus mâna pe ceva să nu-l transform într-o atracție pentru toată lumea. Am două dezavantaje. Primul că sunt om de afacere, cu toate că aș vrea să închei acest capitol în viața mea. Și al doilea că sunt născut în altă parte, dar cu siguranță, dacă sunt născut în altă parte, cred că aici voi muri. Deci, da, voi face tot ce e posibil, încât Constanța să fie din nou pe hartă din punct de vedere economic și turistic, nu numai în România, și la nivel european și internațional. Nici o persoană, să știți, din conducerea Constanța nu a avut ușa deschisă încât să-mi permit eu să dau sfaturi. Toți au fost, când ajung acolo, numai se uitau jos, spunând că au rău de înălțime. Eu întotdeauna am fost jos și spuneam, sunt disponibil să vă spun ca să nu, 4 ani de zile, să nu stați degeaba. Astăzi, din păcate, cei care vizitează Cluj sau Timișoara sau Brașov sau Sibiu chiar, sunt un număr mai mare decât cei care ajung în Constanța. Este inadmis acest lucru. Nu m-am las bătut nici de Oradea, nici de Timișoara, nici de Cluj. Constanța va fi cel mai important oraș turistic ca și județ, Mangalia, Novadar, tot județul în România. Este foarte clar potențialul de 30% care poate să asigură Constanța trebuie să fie cu mici investiție. Pentru că nu e nevoie de mult. E nevoie să nu avem lucruri ascunse, să nu avem buzunare mari, să fim învățați cu lucrurile care le-ai făcut din munca ta. Eu nu sunt o persoană care a avut niciodată tangență cu stat. N-am făcut niciun contract cu statul român. Dar am făcut totul ca să arăt că în România se poate. Și sunt convins că sunt capabil să fac multe lucruri care nu pot să facă nimeni. Că am curaj, am putere, asum răspundere, știu să comunic cu cei mai simpli oameni până la cel mai sus oameni și atunci nu mi-e frică să duc acest lupta și sunt convins că va fi învingător. Mulțumim!